de acord cu afirmația asta. Să-L lăudăm pe Domnul, că e vrednic să fie lăudat și El merită toată lauda, toată cinstea și toată slava. Tinerii ne conduc în închinare, dar noi cântăm, nu numai ei cântă. Noi toți lăudăm pe Domnul. Cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați și binecuvântați numele Lui. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Amin. Amin. Când cântăm câte o cântare nouă, suntem de acord cu Psalmul 96. Dar nu spune să cântăm 10 cântări noi, una de fiecare dată. Dar asta îi aduce onoare Domnului, să fie binecuvântat și lăudat numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin. Mai cântăm o cântare și lăudăm pe Domnul că este vrednic. Amin. Leave this.
Așa au strigat cei ce erau în Ierusalim și așteptau să intre Domnul Iisus în ziua floriilor. Mântuiește-ne acum! Dar tot aceiași oameni au strigat după câteva zile, răstignește-L, răstignește-L. Fie ca mesajele noastre să nu fie duplicitare. Dacă suntem chemați să lăudăm pe Domnul, care este vrednic să fie lăudat, să o facem întotdeauna. Și să o facem cu toată inima. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și după aia mai cântăm încă o cântare pentru lauda Domnului. Ne închinăm înaintea Ta, mărite Tată, în numele scump și binecuvântat al Domnului Iisus. Mulțumim că ne dai harul să fim la închinare și în această dupămasă. Ne rugăm ca harul Tău să se reverse peste adunarea noastră. Și fiecare persoană care intră în locul acesta să fie binecuvântată de Tine. Ne rugăm, Doamne, să dai mângâiere celor ce nu pot fi cu noi, care sunt pe paturi de suferință și să-i întărești în credință, să-i ajut să nu desnădăjduiască, să-și pună toată nădejdea în harul Tău. Binecuvintează tot ceea ce se va face în locul acesta. Cântare, rugăciune, cuvânt, și dă-ne putere să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători singuri. Și ne ajută, Doamne, să ne lăsăm transformați de Tine, ca să putem să facem voia Ta. Binecuvintează și pe musafirii casei Tale, fă să simtă dragostea Ta și să fie binecuvântați prin aceasta. Îți mulțumim că ne asculți. În numele binecuvântat al Domnului Iisus. Amin. Spuma toate vor pieri.
Să ascultăm un cuvânt de la Isaia 59, de la versetul 1 la versetul 2. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui nu prea tare să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Ce este păcatul? Păcatul este încălcarea oricărei porunci a lui Dumnezeu și a standardului perfecțiunii stabilite de Dumnezeu. Căci Iacov 2:10, căci cine păzește toată legea și greșește într-una singură, se face vinovat de toate. Legea pretinde să fim desăvârșiți. Legea nu se schimbă, rămâne aceeași de acum până în veci și nu face deosebire între cei mai slabi, cei mai puternici. Legea rămâne exigentă pentru noi toți. Văzut în lumina aceasta, este clar că noi toți suntem păcătoși. Apostolul Pavel spune în Romani 3:23, căci toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Legea este un standard
imposibil de atins de noi prin puterile noastre. În fața judecății lui Dumnezeu, chiar și cei care n-au făcut crime, n-au comis adulter, se vor găsi vinovați înaintea lui Dumnezeu de minciună sau de închinare la idoli, la bogăție sau la putere, etc. Și Apostolul Pavel are acest lucru în vedere în Romani 3:20, atunci când spune căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Eu, datornicul lui Dumnezeu, niciodată nu voi putea ajunge într-o relație corectă cu El decât printr-un singur mod. Dacă recunosc că păcatul, oricât de mic sau mare, ne desparte de Dumnezeu și dacă acceptăm harul Său, trebuie să rezistăm ispitei de a acționa și de a ne comporta ca și cum am fi neprihăniți prin puterile noastre și trebuie să renunțăm și la gândul de a ne bizui pe faptele noastre bune. 1 Ioan 1, de la 8 la 10. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să ne mântuiască, dar păcatele ne-au despărțit. Și slavă lui Dumnezeu că în Noul Testament citim cum Domnul Dumnezeul nostru a rezolvat această problemă, a rezolvat problema păcatului și ne este descris într-un mod minunat în Efeseni 1, de la 3 la 7, această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Efeseni 1, de la 3 la 7. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Domnul nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că El ne-a ales și vedem că ne-a ales dinaintea întemeierii lumii. Și a avut acest plan cu noi ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Sa, dar cum? Nu prin faptele noastre, ci prin îndragoste, în dragostea Lui pentru noi. Și de ce ne-a făcut sfinți? De ce S-a gândit să ne aleagă dinaintea întemeierii lumii? Ca să ne înfieze. Să ne înfieze pentru Sine, prin Iisus Hristos, potrivit bunei plăceri a voii sale. Ăsta a fost planul Lui din buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său. Această propoziție se repetă de 3 ori în primele 14 versete și putem să ne dăm seama că este centrală. Deci toată această lucrare Dumnezeu a făcut-o spre lauda slavei Harului Său, cu care ne-a dăruit în Cel iubit, în care avem răscumpărarea noastră. Avem răscumpărare prin sângele Lui, o răscumpărare deplină, iertarea greșelilor și a păcatelor, nu doar a păcatelor, ci și a greșelilor, după bogăția Harului Său.
Deci, dacă păcatele noastre nu ne mai despart de Dumnezeu, atunci urechile Lui înseamnă că o să ne audă rugăciunile noastre. El este vrednic și merită să-i mulțumim pentru harul său. De aceea, vă rog ca ridicați în picioare să-i mulțumim pentru harul său. Ne rugăm cu glas tare pe rând și în rugăciunile noastre ne rugăm și pentru ca noi și frații noștri să fim fii ai păcii, atât pe plan fizic și cât și în plan virtual. Deci mulțumim pentru harul lui Dumnezeu și ne rugăm ca în viața de zi cu zi să fim fii ai păcii. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată, ne închinăm înaintea Ta, mărturisim că suntem beneficiari multor binecuvântări care le-am primit prin mâna Ta și datorită faptului că ascultat rugăciunile. Doamne, și în săptămâna aceasta și în săptămânile viitoare vom fi impuși și rugăciune. Te rugăm să ne ajut să credem în rugăciune și în puterea care Tu ai lăsat-o la dispoziția noastră. Și astfel să beneficiem de toate binecuvântările care le-ai pregătit pentru aleșii Tăi. Amin. Amin. Îți mulțumim și te rugăm, Dumnezeu nostru, pentru că ai găsit cu cale în planul Tău de mântuire să trimiți pe Fiul Tău ca să ne spele de păcat. Am înțeles și în seara aceasta și experimentăm în fiecare zi că prin puterile noastre nu le putem mântui. De aceea îți mulțumim pentru jertfa Lui, prin care găsim mântuire, iertarea păcatelor și îndreptățire înaintea Ta. Fie lăudat și slăvit numele Tău pentru aceasta. Amin. Amin. Te rog din toată inima, Tată Sfânt din Cerul, pentru Mărețul Plan de Mântuire care ne incluși și pe noi. Te rugăm să incluzi și pe cei dragi ai noștri care nu te cunosc pe tine, să binecuvânteze orice suflet care a intrat și în seara aceasta, în casa ta, și să ridici poveri și în cazul. Te lăudăm și te slăvim, pentru că Tu meriți toată cinstea, slava, gloria și onoarea de atunci și până în veci. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că și Tu ne ascultă rugăciunile și ne iubești așa de mult, Doamne, și de fiecare dată când veniți în cele mătare și ne pocăim înaintea Ta, Tu ne asculti și ne aviați puteți. Este harul ca și îndurarea Ta pe care noi și recunoaștem că niciunul nu avem niciun mai. Lăudați să fim veci de veci, Tatăl și Iisus. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, că în cruce ne-ai împăcat cu Dumnezeu și putem să spunem Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău în viața noastră. Amin. Amin. Ești mare, Doamne, și foarte vrednic de laudă pentru bunătatea și îndurarea de care ne faci parte și în urmasa aceasta. Îți mulțumim că putem fi în locul acesta unde chemăm numele Tău și ne bucurăm împărtășirea cu Tine. Te rugăm, Tatăl din cerul să binecuvântezi cu pacea Ta sufletele noastre, Doamne, și să ne ajuți să trăim în pace cu Tine și în pace cu Sărbine. Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne asculti rugăciunile, să primești închinarea noastră și îți mulțumim că Te vei atinge, Doamne, de toți cei ce Te cheamă dintr-o inimă proastă. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Amin.
Harul Tău, mulțumim pentru că asta ne arăți în fiecare zi și îți mulțumim pentru că ne-ai adoptat în familia Ta și putem fi fii și fiice ai Tăi. Vrem ca în fiecare zi să fim fii ai păcii și să trăim frumos înaintea Ta. Știm că nu putem asta prin puterile noastre și încă o dată îți mulțumesc pentru Harul Tău. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales înainte de temerea Lui. Îți mulțumim că ne-ai mântuit sufletele. Ajută-ne ca să-ți rămânem credincioși până la capăt și să trăim o viață sfântă. Binecuvântează cu toți rolul Tăi pe care Tăi folosești și astăzi. În mod special te rog pentru fratele care acum a păcat în Domnul la Lui. Binecuvântează, înțelește, întărește, binecuvântează pe Lui și pentru toți frații care te păcătuiesc. Și ajută-ne ca toate darurile pe care le-ai pus în noi să le punem la dispoziția Ta. Amin. Toate de mine înaintea Sfântului Tare și în mâine Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt. Mulțumim că suntem copii Tăi. Bine că lucrează de Domnul și mărește-te pe mintea. Să trăiește mai mult din ascultare de Tatălui. Pentru că te trași de lucrurile de Doamne. Vreau să-L mulțumesc, Doamne, pentru că ești Dumnezeu minunat. Lasă pacea ta, dragostea ta și bucuria sfântă a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să fie peste mintele inimii noastre, peste copiii mei, Doamne. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus, Singurul de Tine. Amin. Amin. Doamne, ne închinăm că mulțumim pentru harul pe care îl avem, de a fi în casa Ta la închinare și de a asculta cuvântul Tău. Te slăbim și îți mulțumim pentru cuvântul vestit în această seară, în acest loc și pretutindeni pentru întregul lume. Îți mulțumim și te lăudăm pentru mântuirea primită la glorie și mărire numele Tău, veci de veci. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm, cum stăm în picioare, să ne rugăm pentru naștere din nou în familiile noastre, în biserică, în județul Sibiu, în România, la nivelul autorităților locale și centrale. Și ne mai rugăm pentru pace în Ucraina și pentru emigranții ucrainieni. Ne rugăm într-o rugăciune în comun și rog un frate să încheie această rugăciune. Și dacă este aici cineva din Ucraina, aș dori să se roage pentru pacea în Ucraina. Dar este cineva aici din Ucraina? Care? Nu. Dacă nu, atunci un alt frate să încheie rugăciunea și pentru Ucraina. Haideți să ne rugăm în comun. Doamne, îți mulțumim în această seară că suntem în jurul cuvântului Tău. Mulțumim că Tu ești Dumnezeu nostru și ne-ai adus până în locul acesta. Doamne, îți mulțumim că în țara noastră avem pace. Și te rugăm să ne ajut să fim o binecuvântare pentru cei ce sunt în locul acesta. Doamne, ai milă de toți refugiații. Te rugăm să te îndurdu de toate nevoile fizice, dar mă rog în mod special pentru cele spirituale.
Doamne, pune în calea lor oameni care să le vorbească și să înțeleagă că cea mai mare nevoie este să cunoască pe Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, să ai milă de Ucraina. Mă rog, Doamne, să ai milă de toți aceia care sunt acolo, încă luptă, încă au grijă de ceilalți, din casele lor. Te rugăm, Doamne, să îi ajut să poată să fie o binecuvântare. Te rugăm să le dai toate necesare, Doamne, și mă rog, pentru cei ce n-au lumină, pentru cei ce n-au mâncare, Doamne, te rugăm să ai milă de ei. Doamne, te rugăm și pentru noi care suntem aici, în orașul acesta, ajută-ne să fim lumini și ajută-ne, Doamne, să dăruim din ceea ce Tu ne-ai dăruit. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. De ocean. Nu ne temem de vuietul oceanelor, dar dacă ai fi în mijlocul oceanului și ar fi niște valuri de 10 metri și tu ai fi acolo într-o corabie, ai stat liniștit?
Dacă este Domnul Iisus în corabie, spune cineva, atunci ne ducem la El și spunem toată problema noastră. Și Domnul Iisus ne spune puțin credincioșilor, pentru că El vrea să ne oțelească și în problemele noastre și vrea să ne ajute să trecem biruitor prin toate, slăvit să fie numele Lui. Ne bucurăm să fim la părtășie în casa Domnului. Unde e mai bine decât în casa Domnului? Scriptura spune că 1000 de zile în altă parte nu valorează cât o zi în pragul casei Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Întoarceți-vă în stânga, în dreapta, salutați și urați de bine celor ce sunt lângă dumneavoastră. Ați vrea să dureze mai mult momentul ăsta, nu-i așa? Ne bucurăm să putem să ne vedem fețele unei altora și să ne urăm de bine. Suntem parte din aceeași biserică și cei ce nu sunt parte din biserica aceasta sunt bineveniți să se alăture bisericii. Și ne rugăm pentru cei care sunt la cateheză. Anunțăm că lunea seara la ora 19 este pregătirea aceasta pentru cei ce doresc să pășească în apa botezului și pe cei ce nu v-ați alăturat încă și doriți să o faceți, vă așteptăm să dea Domnul har și binecuvântare și în lucrarea asta. În seara asta ne vor sluji frații de la grupul Gabriel, Domnul să-i binecuvinteze. Ascultăm două cântări pentru lauda Domnului și după cele două cântări ascultăm o prezentare a unui proiect. O să vedeți, două fetițe drăguțe și-au pus de gând să schimbe ceva, să facă ceva. Și nu pot să facă decât împreună cu noi. De aceea, după cele două cântări, le invităm să ne prezinte proiectul la care s-au gândit. Acum, în limbaj tineresc, așa se vorbește. Asta e proiectul care l-avem. Ne rugăm ca Domnul să dea binecuvântare corul bărbătesc. Biserica Betania, dumneavoastră, tuturor celor care în această după-amiază ați ales să ne închinăm împreună celui care ne-a iubit atât de mult încât a trimis pe Fiul Său prea iubit ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Mântuirea aparține Domnului, slavă Lui în veci. Dorim să începem prin a ne închina cu două cântări, având aceea sursă de inspirație, textul din Cartea Bibliei 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, citez: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Cineva se îngrijește de mine mereu și dacă ești trudit și în suflet ai durere, spune-i lui Iisus, căci El a promis că te ascultă. Știu că e cineva și îi
Ați auzit, vrem să facem un proiect cu tinerii în luna asta de decembrie și împreună cu adolescenții Bisericii Betania ne-am gândit să, ca în luna asta să inițiem un proiect prin care să dăruim cadouri copiilor din Cașolț. Acum noi ca și copii totdeauna ne-am bucurat de acele pachetele ce le primeam de la alte organizații și știu că ne aduceau foarte multă bucurie și împreună cu Adora ne-am gândit că ar fi foarte frumos să aducem aceeași bucurie și altor copii care chiar au nevoie de cadourile noastre. Deci, săptămâna viitoare, duminică dimineața, în 11 decembrie, ne-am gândit că să vă oferim celor care vreți să ne susțineți în acest proiect o cutie de prăjituri făcute de noi și din banii strânși vom cumpăra cele necesare pentru cadouri și vom merge și le vom aduce lor.
Și nu ne dorim ca proiectul nostru să se limiteze doar la niște cadouri dăruite copiilor și vrem ca să aibă și un impact spiritual pentru ei, astfel că ne gândim să mergem la Cașulț într-o după-amiază și să avem un program cu copiii, să avem o lecție cu ei și apoi pe final, bineînțeles, să le dăm cadourile pe care le pregătim. Așa că dacă vreți să ne susțineți în proiectul ăsta, puteți să ne ajutați duminica viitoare, dar și în special să ne susțineți prin rugăciune ca inimile copiilor să fie deschise și să primească cadourile cu bucurie, dar să primească și mesajul cu care vrem să mergem la ei. Amin. Vreau să vă asigur că fetele astea știu să facă prăjituri bune. Când Adora mi-a spus, uite ce proiect avem, am spus, interesant proiectul ăsta, și am început să căutăm cutii de carton pentru shoebox, așa se numesc, cutii de pantofi. Dar nu punem cutii de pantofi, numele mai frumoase, darurile care ei le cumpără, dar n-au bani. Și atunci, noi care avem bani și putem să luăm prăjiturile alea, să fim generoși. Am întrebat cât costă o cutie și au spus, nu punem preț. Fiecare să dea cât dorește. Și m-am gândit că este o dibăcie în gândul ăsta. Că dacă ar fi pus un preț, poate ziceam e prea mult sau prea puțin, dar așa e deschis harul lui Dumnezeu să dăruim pentru copiii de la Cașulț. Vă încurajez să fim implicați cu toată inima și cred că și ele se vor bucura și ceilalți adolescenți de la grupa de adolescenți și se vor bucura și copiii de la Cașulț. Și se va bucura și fratele Simeon Suciu, care lucrează acolo permanent. Și ceilalți frați. Domnul să-i binecuvinteze. Fetelor, prăjituri bune, să nu faci prăjituri așa, că noi vă dăm o notă la prăjituri. Bine? Domnul să vă binecuvinteze. Corul mai cântă o cântare spre lauda Domnului și în timpul acesta ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie, nu pentru cutiile de prăjituri. Duminica viitoare va fi pentru cutia de prăjituri. Acum ne închinăm pentru Domnul cu darurile noastre. Următoarea cântare are ca sursă de inspirație psalmul 124, citesc câteva cuvinte. De n-ar fi Domnul de partea noastră, ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.
Știți că suntem într-o perioadă de post și de rugăciune. Și în fiecare seară, la ora 18, mai puțin vinerea seara, când este la ora 19, ne întâlnim aici pentru rugăciune. Și cred că Dumnezeu ne-a dat deja multe clipe binecuvântate la rugăciune. Vă încurajăm să folosim prilejul acesta și să ne rugăm pentru toate nevoile care sunt programate pentru perioada aceasta de rugăciune. Vom asculta încă o cântare, după care citim cuvântul pentru joi seara. Fratele Rolea ne va citi cuvântul și frații coriști au zis că au 4 cântări, dar 4 sunt 5. Lăsați-mă să spun eu ce am de spus. Au darul ăsta să conducă ei, așa-s conducătorii. Deci cântă 4 cântări și o colindă. Așa, Domnul să-i binecuvinteze. Cu smerenie vrem să aducem următoarea cântare prin os de mulțumire specială fratelui Radu Câmpean pentru studiul prezentat din cartea Apocalipsa, dar să fie și o mângâiere pentru toți cei care în ultima perioadă au pierdut pe cineva drag. Dincolo de zare există o mângâiere, există o dimineață fără sfârșit. Puneți-vă încrederea în El și El va lucra. Amin. Ne bucurăm de cuvântul Domnului de la Sfântul Apostol Luca, de la capitolul 23, începând cu versetul 39. Unul din tâlhari răstigniți în bajocurea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădlegile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și au zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin.
Întruparea Domnului Iisus este una dintre cele mai mari minuni. Nu înțelegem cum a fost posibil să se nască dintr-o fecioară, dar Dumnezeu a făcut minunea aceasta, fiindcă așa era prorocit și s-a împlinit această minune care ne dă certitudinea că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. Vă spun încă o veste bună. Zilele trecute a avut loc aici o conferință a tinerilor de la Vox Day. Și vreau să vă spun că toată sala asta, până aici în față, primul rând, a fost plină de tineri. Au fost mai mulți ca noi acum. Și m-am bucurat că au primit mesaj substanțial din Cuvântul lui Dumnezeu, predicat de un păstor din București, fratele Lucian Bălănescu, și ne rugăm ca Domnul să așeze adânc în inima lor cuvântul lui Dumnezeu, ca să ia în serios lucrurile, să fie maturi spiritual și să crească tot mai mult într-o asemănare a Domnului Iisus. Domnul să-i binecuvinteze. În seara asta avem bucuria să avem un prieten între noi, prieten al bisericii noastre, care are inimă pentru Sibiu și pentru lucrarea de la Sibiu și l-am invitat să ne mărturisească cuvântul lui Dumnezeu. E fratele Sabin Boruga. Poate, Sabin, ne spui și două vorbe despre Ucraina. El are un frate implicat, fratele Florin Boruga, implicat foarte tare în lucrarea de susținere a fraților și nu numai a fraților, a oamenilor din Ucraina. Face o lucrare extraordinară la Sighișoara și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze pe Florin și pe Sabin și lucrarea lor să fie în mâna lui Dumnezeu. Frate Sabin, te ascultăm. Mulțumesc. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, e adevărat, avem o grămadă de ucrainieni, 300, cred că 50, care sunt în zona noastră. Și fratele Florin se ocupă în mod special de ei și au și grădiniță acum și școală pentru ei cu profesor care se ocupă de această lucrare. Rugați-vă ca Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta. Eu sunt implicat în Ucraina, eu sunt mai mult în Ucraina. Merg cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Domnul va voi și ne va ține în viață. Mergem acolo, încercăm să împărțim ajutoarele care le primim din toate părțile țării și de la mulți frați și surori, mai ales acum că nu este curent. Încercăm foarte mult cu generatoare, dar în mod special mâncare pentru frații noștri și surorile noastre. Rugați-vă pentru pace, asta este rugăciunea noastră, ca Domnul să aducă pace și liniște, mai ales când nu ai, vă spun că e foarte greu. Noi lucrăm cu frații romi, eu știu ce înseamnă sărăcia și văd în fiecare zi lucrul acesta. Dar când am intrat în Ucraina și am văzut acolo sărăcia aceea lucie, că nu este nimic în frigider și n-ai nici curent, n-ai nimic și n-ai încotro unde să te duci, magazinele snus, așa de pline, unele sunt tot mai goale și prețurile sunt tot mai mari. De aceea ne rugăm ca Domnul să aibă milă de ei și Domnul să ne păzească și pe noi, să trăim în pace și în unitate. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, să citim Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în această seară. Deschideți împreună cu mine la Cartea Deuteronom, capitolul 4, pagina Sfânta Scriptură 195. Deuteronom, capitolul 4, începem citirea Cuvântului Sfânt în această seară, de la versetul 1 până la versetul 5. Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 5. 195, pagina Sfânta Scriptură, cei ce doriți să urmăriți împreună cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le,
pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal Peor. Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal Peor. Iar voi, care v-ați alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, venim cu reverență înaintea Ta în această seară și Te rugăm, Doamne, să vorbești prin cuvântul Tău în seara aceasta. Ne proștenem înaintea Ta pentru că Tu ești Dumnezeul adevărat și Tu cunoști, Doamne, viitorul, Tu cunoști toate lucrurile. De aceea Te rog, Tată din Cer, în această seară să vorbești prin mine doar cuvintele Tale, nu cuvintele mele. Te rog să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt și, Doamne, cuvintele Tale să fie cuvinte dătătoare de viață în seara aceasta. Și dacă în seara aceasta este cineva bolnav, Doamne, Te rugăm să Te atingi de el. Dacă este din punct de vedere spiritual, Doamne, Te rugăm să vindeci rana sufletului. Și Te rugăm în seara aceasta să cobori în adunarea noastră și Tu să conduci, Doamne, adunarea aceasta. Și ne rugăm toate aceste lucruri. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Frate Popluceanu, ăsta e un amvon pe mărimea dumneavoastră. Dar mă bucur că mă văd frații și surorile. Mă bucur să spun că am fost vineri seara aici la dumneavoastră și confirm că am văzut o grămadă de tineri aici la dumneavoastră. O grămadă de tineri. Și am fost împreună cu tinerii noștri din Sighișoara, am rămas uimit, cred că a fost cel puțin 400 și... Așa trebuie să rămân. Mă înalț un pic. Și... M-am bucurat și vreau să-i felicit pe toți tinerii care s-au ocupat de această întâlnire, să fie posibilă ca să ne putem bucura toți din zonă. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze biserica, această lucrare pe care o faceți cu tinerii. Am rămas uimit de pregătirea și de entuziasmul care a fost aici. Eu și cred că mai erau vreo 2-3 frați așa cu părul mai ca al meu, așa freza mea. Și mă gândeam și i-am spus și soției, zic, mă, nu știu, ori îmbătrânesc eu, ori cred că nu mai mă regăsesc printre ei. Dar m-am bucurat că m-au băgat în seamă, au vorbit cu mine, tinerii dumneavoastră, și mă bucur că am fost cu ei și în tabără și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Mă gândeam în seara aceasta să vă vorbesc despre un text foarte interesant. Acest text din Deuteronom, capitolul 4. Se spune că Francis de Assisi a fost întrebat odată de unul dintre studenții lui. Știți, Francis de Assisi a fost unul care a luat haina sărăciei și a căutat să fie și să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Se vorbește foarte frumos despre el. Și la un moment dat era întrebat de studenții lui, el era în grădină și lucra în grădină, așa cum lucrați și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră. Și l-a întrebat întrebarea asta și a zis, dacă... ai ști că ai muri în următoarele 10 minute. Ce ai spune și cui ai spune? Și Francis de Assisi spune că n-a stat mult pe gânduri, s-a uitat în jos și zice, n-a spune nimic și aș continua ceea ce fac acum, până la sfârșit. Eu am vrut să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă ai ști că ai 10 minute de trăit, ce ai spune? Și m-am gândit așa, nu știu, ai spune pinul de la card? Ai spune unde ai pus banii? Ai spune, nu știu, factura care n-ai plătit-o? Ai spune, ce lucruri ai spune? Și apropo, cui ai spune? Care ar fi persoana aceea care îi spune? Sau ce cuvinte îi spune? Dacă te gândești în seara aceasta și aș vrea să priviți împreună cu mine la textul acesta, Moise vede țara promisă, nu intră în țara promisă și are câteva sfaturi pentru popor.
Și câteva sfaturi foarte esențiale care cred că se potrivesc și nouă ca și biserică, ca și națiune astăzi. Mai ales că astăzi intrăm în noul normal. Cum ar trebui să răspundă biserica la noul normal? Ați văzut că acum sunt lucrurile se schimbă și iau o amploare tot mai mare și în țara noastră și în Europa. Și întrebarea este, care sunt lucrurile care trebuie să mergem în noul normal? Încotro ne îndreptăm noi? Când mă gândesc la acest text, este ultimul mesaj pentru biserică. Un mesaj, cred, care rămâne peste ani și ani. Și este și o urgență pentru noi ca și popor, ca și oameni al lui Dumnezeu. Dragii mei, consider că mesajul acesta, știm că este pentru poporul Israel, dar cred că se apropie și se pregătește și bun și pentru noi. Și aș vrea în această seară să vorbesc patru lucruri care cred că sunt esențiale pentru noi, și anume, capitolul 4, versetul 1 spune așa. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Și uitați-vă că începe de la cuvântul acesta, acum. Până în capitolul 4, Moise începe să le pregătească și să le spună poporului, fraților, suntem aici datorită lui Dumnezeu. Domnul a fost cu noi, Domnul a deschis ușile, Dumnezeu este conducătorul nostru, El este Cel care ne conduce. Și dacă am putea să parafrazăm în această seară, le aduce aminte și de eșecurile care le-au avut, le aduce aminte și de păcatul necredinței, mormăirii, răzvrătirii. Și El spune, acum, și începe să prezinte următoarele lucruri. Vedeți, acum în lumina lecțiilor învățate în trecut, ascultați legile și poruncile, pentru că intrați într-o țară nouă, intrați într-un nou capitol al vieții voastre. Dacă veți asculta, nu veți cădea în păcat și nu veți înfrunta judecata lui Dumnezeu, așa cum a făcut prima generație. Mai degrabă am putea să spune că vom trăi sau va trăi o viață rodnică și productivă. Mai mult vei experimenta puterea lui Dumnezeu, cucerind toți dușmanii care ți se vor împotrivi în timp ce mergi în țara făgăduinței. Vedeți, asta a dorit Moise de la popor. A dorit ca poporul să câștige, să meargă înainte. Și uitați-vă, sunt două imperative. Și m-am gândit în această seară, pentru cei care sunteți ca mine și aveți așa puteți să ascultați puțin, doar foarte puțin, m-am gândit să vă fac așa o lecție împreună, și anume să vă spun ce înseamnă imperativul acesta, asculta. Vă aduceți aminte că un imperativ este o poruncă. Este ceva care cineva ne spune să facem. Și a asculta înseamnă a fi atent la ceea ce spune, a acorda importanță celor spuse, a împlini dorința sau rugămintea. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus vorbește foarte mult în imperative și folosește, spune, ascultarea aceasta. Ce nu spune Moise? Moise, să știți că nu spune să accepte lucrurile cum o să fie sau cum ar putea să fie. Le spune, fraților, mergeți într-o țară nouă, trebuie să vă dați cum spune țara respectivă. Zice așa? Nu zice așa. Nu spune să faci ce te taie capul în țara aceasta. Nu zice despre asta. Nu auzi fraza asta. Frate, fac ce vreau, unde vreau, cum vreau și unde mă taie capul pe mine. Nu spune că mergi într-o țară nouă și lucrurile care au fost nu se mai potrivesc. Ci Moise le spune foarte clar și respicat, generația acestea, că trebuie să asculte și să practice cuvântul lui Dumnezeu. Cei care sunteți constructori în seara aceasta, știți că o fiecare clădire are niște stâlpi de rezistență. Și acei stâlpi de rezistență nu se mută, nu se schimbă, nu se fac mai mici, nu se taie, pentru că acei stâlpi sunt stâlpi de structură. Și dacă am putea să spunem, așa spune și Moise, aceste legi și porunci nu se schimbă, frați și surori. Dacă vrem să fim sinceri în această seară, este că sunt tot mai puțini oameni care ascultă. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar la noi, la Sighișoara, cam greu găsești oameni care să asculte. Și mai greu găsești oameni să împlinească. Mai ales că trăim o generație în care fiecare vrea să se impună sau vrea să prezinte ideea care crede el că este bună.
Fiecare generație, dragii mei, trebuie să învețe să asculte de Domnul și să umble împreună cu Domnul și să practice ceea ce au auzit. Dacă dumneavoastră erați împreună cu mine în locul lui Moise, ce îi spune poporului? Eu vă spun ce a zice eu. Măi, fraților, treceți într-o țară nouă. Voi știți că acolo sunt moabiții, cananiții. Ăștia au armată. Hai să vă dau niște sfaturi. Să vă dau niște strategii militare. Eu așa m-aș fi gândit. Măi, ca să puteți să supraviețuiți, ca să puteți să țineți frâul acestor națiuni care au armată, sunt oameni puternici, cucernici, au arme, au tetoate. Voi 40 de ani ați fost în pustie. Voi nu știți cum stau lucrurile. Acum, hai să faceți un training cu mine. Foarte important că Moise nu a spus nimic de strategie. Nu vedeți că nu spune nimic de strategie. Ci spune doar că ascultă și împlinește poruncile lui Dumnezeu. Fraților, puterea națiunii noastre nu stă în puterea armatei noastre. Nu stă în oamenii politici care încearcă să spună că sunt eroul țării noastre. Ci puterea stă în ascultarea și păzirea poruncilor a copiilor lui Dumnezeu. Să auzi ce spune Domnul în această carte și să faci ce spune Domnul este cea mai mare binecuvântare, dragilor. Moise le spune foarte clar, dacă vreți să fiți binecuvântați și dacă vreți să nu vi se întâmplă cum au pățit și cei din trecut, ascultați și păziți poruncile lui Dumnezeu. Vedeți, spune, ascultă legile și poruncile. Vreau să vedeți că e o diferență între legi și porunci. Era o diferență, cuvântul lege vine din limba ebraică, înseamnă hoc, care înseamnă un lucru prescris de făcut, care are și dată când se termină. Să vă dăm un exemplu, ar fi acesta. Știți că fiecare dintre dumneavoastră vor veni facturile, nu? Gazul, curentul. Știți că acolo este o dată de emitere și o dată de scadență, când trebuie să fie plătite lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu spune ceva, trebuie să-l faci atunci când Dumnezeu a hotărât timpul acela. Nu este ceva care se poate schimba. Cuvântul a poruncii înseamnă o judecată sau un fapt care se decide. Auzim și face mare referire la dreptate. Trăim în 2022 și vorbim despre dreptate. Și toată se bat cu pumnul în piept foarte mult și spun dreptate, vrem dreptate. Și parcă dacă te uiți în stânga și în dreapta, vezi cea mai mare nedreptate. O nedreptate ieșită din comun. Câți oameni auzi care spun nu e drept, uite ce mi s-a întâmplat, uite cum stau lucrurile. Dragii mei, ar trebui să fim o cultură în care este dreptate, dar mai înseamnă și un act în care se decid lucrurile. Asta înseamnă că Dumnezeu a prescris un anumit fel de a trăi un credincios. Și deja a decis care este cel mai bun mod în care eu și dumneavoastră să trăiesc. Și acest mod Dumnezeu l-a ales în cartea aceasta, în Sfânta Scriptură. Eu și dumneavoastră suntem chemați de Dumnezeu să ascultăm și să păzim poruncile acestea în noul normal în care suntem. Știu că nu este popular să spunem lucrul acesta. Este timpul meu, ați auzit fraza asta? Eu decid pentru mine, în dreptul meu. E trupul meu, fac ce vreau cu el, eu decid. Sau mai sunt unii care spun, vreau să mă descoper. Vreau să văd încotro mă duc, încotro merge viața aceasta, nimeni să nu spună mie ce să fac. Și poate ziceți, frate Sabin, la noi la Sibiu nu se întâmplă așa ceva. La noi nu. Am fost ultima dată în Statele Unite și am văzut un fenomen ieșit din comun. Stăteam de vorbă cu o familie și aveau o fată de 20 de ani care începuse să aibă un internship la NASA. No, fată deșteaptă, înțeleaptă. No, și am întrebat-o cum e. Și a zis, frate Sabine, e așa de mare provocare în ultima vreme. De fiecare dată ne întreabă cine suntem, cum ne numim și cum vrem să fim chemați, fată sau băiat, ce gen suntem. Și am zis, chiar așa? Da. Și am zis, tu ce ai spus? Și a zice, frate, e așa foarte gata să spună, outspoken, cum zice ea.
Și la un moment dat zice, frate, eu am spus clar, eu sunt, mă numesc Emily, sunt femeie, Dumnezeu m-a făcut să fiu femeie și vreau să fiu femeie toată viața mea. Și nu credeți că a fost oprită după aceea de profesori? Dar nu poți să spui asta. Că câțiva dintre colegii tăi, adică erau tot fete, dar vreau să fie colegi, nu s-au simțit bine. Și deja avem foarte multe plângeri. Dacă vrei să fii parte din sistemul ăsta, la un moment dat vorbeam cu un alt prieten de-al meu, care și el ieșise în pensie și zice, Sabine, așa m-am bucurat că am ieșit în pensie. Și am zis, de ce, Tommy? Și zice, deja am primit mail-uri. Vezi că de astăzi mă numesc el, că vezi de astăzi mă numesc ea. Dragii mei, și eu am spus, știți ce l-am spus? Eu l-am zis, băi, fraților, v-ați dus cuplu, da, măi? La noi în România nu există așa ceva. Și ei ziceau, foarte bine. E, nu-i chiar așa. Că am primit un text. Că luni este o întâlnire în care se dezbate problema asta despre gen. La București, într-un hotel în care profesorii sunt chemați să dezvolte și să integreze lucrul acesta în școlile noastre, la copiii dumneavoastră. În care copiii să fie și să aleagă și ei. Vedeți, totul este așa de subtil. Dragilor, știu că nu este popular, dar Dumnezeu, când a ales, nu a greșit. Dumnezeu a ales mai dinainte ca eu și dumneavoastră să fiu femeie sau să fiu bărbat și să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat mai dinainte în planul Său. De câte ori când auzi cuvântul acesta să descoperim, nu trebuie să descoperi nimic, ci Dumnezeu a trasat, a prescris. Că noi, ca și credincioși, Dumnezeu a scris în cartea aceasta lucrurile care trebuie să le urmăm. El ți-a spus care este cel mai bun mod în care să trăiești viața. Dragii mei, uitați ce spune versetul 2 mai departe. Și am zis eu, nu adăuga să scoate cuvântul lui Dumnezeu. Spune, să n-adaugi nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Le spune să nu adauge ce a spus Domnul. Să n-adaugi, spune, să adaugi este ceea ce vrei tu, spunea cineva, sau ceea ce ai vrea tu ca Domnul să facă. Știți că în ultima vreme spune, mă, Domnul zice așa, dar știi, a nu scoate, asta înseamnă că știu ce spune Domnul, dar nu cred că este pentru mine. Asta înseamnă să scoți cât este, ce este scris. Uneori vrem să căutăm, și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar sunt tot felul de oameni în ultima vreme care caută diferite texte din Biblie să împlinească și să demonstreze ceea ce cred ei. Adică ca Dumnezeu să fie de acord cu păcatul lor. Fraților, dacă Dumnezeu numește păcat, tot păcat rămâne, frașesilor, și în 2022, și în 2023. Și aici spune un lucru foarte, a nu lua, spune, să nu scoatem, să nu adăugăm. Înseamnă în ebraică a rade sau a tăia sau să scurtezi. Nu știți cuvântul acesta îmi spune a tăia sau a rade ceea ce nu-ți place. Ca asta vrea să spună autorul. Moise spune, nu tăiați ce nu vă place. Nu radeți ce nu vă place. Știți că sunt foarte multe lucruri care nu ne plac. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Dar ați auzit de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson a fost un președinte al Americii. E foarte cunoscut. Este unul dintre președinții ale Statele Unite care i-a fost rușine de Noul Testament. Și la un moment dat, Thomas Jefferson a zis, învățăturile Domnului Iisus sunt grele și nu pot să fie aplicate de o persoană normală. Este nevoie de un profesor care să descopere acele diamante. De aceea Noul Testament nu poate să fie citit de copii. Și el ce-a făcut? Nu știu dacă se poate pune Biblia aceasta a lui Thomas Jefferson. El, ce nu i-a plăcut, o tăiat. O văzut că nu prinde bine. Și el a spus că Dumnezeu totdeauna a împins lucrurile acestea numai cu dragoste și poți să câștigi pe cineva doar cu dragoste. Și când au văzut un verset așa care nu se potrivește,
pac, o tăiat. Acum m-am gândit să fac un test cu dumneavoastră. Am rugat pe frate să-mi dea o forfică. Și să... Frate Popurceanu aici spune să n-adaugi. Măi, dar străim în 2023. Intrăm în 2023. Dacă zic lucrul acesta, se supără colegii mei pe mine. Numai bine, dacă iau așa un pic, numai fraza asta dacă o tai. Îmi dați voie să o tai în această seară. Dar numai fraza asta, că nu deranjează pe... E numai... No. De ce vă supărați pe mine că vreau să tai? Atunci, de fiecare dată, că n-ați văzut că noi de multe ori zice Domnul așa și tu zici, a, măi, dar nu-i chiar așa. Ai tăiat. Când Domnul, nu, îți vorbește despre sexul înainte de căsătorie, că este păcat, spui, mă, da, dar a fost atunci, acum 2000 de ani. Nu, ce faci când zici, ba, e ok să fac lucrurile acestea? Nu, ce faci cu alcoolul? Ce faci cu homosexualitatea? Spui, nu se vorbește foarte mult despre homosexualitate, așa că nu pot să vorbesc prea mult. Și ce faci? Tai? De ce e normal, de ce e ok să tai în mintea ta? Și de ce vă supărați pe mine în seara asta că vreau să tai doar o frază dintr-un verset? Frați și surori, nu poți să adaugi sau să scoți și să crezi că vei fi binecuvântat. Să nu crezi lucrul acesta. Trebuie să lași lucrurile și spune Moise, lasă-le așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Că numai așa există binecuvântarea lui Dumnezeu. De câte ori n-auzi când spun foarte mulți oameni, păi, dar asta era în Vechiul Testament, acum, și sau asta era în Noul Testament, acum în 2022, lucrurile nu mai sunt așa. Și spune aici să păzești. Știți ce înseamnă a păzi? E cuvânt foarte fascinant. Asta, cuvântul în original înseamnă șamar, care înseamnă să auzi despre și să-l protejezi. Și face referire la câinii aceia, ați văzut, ca și câinii aceia care le pui mâncare. Eu am doi câini. Unul l-am primit, unul m-am moștenit cu el, știți? No, și ăla care l-am primit e așa mai pretențios, mai fițos și mai. Vă las pe dumneavoastră, cum cred că și dumneavoastră aveți unii dintre ei. Eu nu l-aș fi luat în casa mea. Dar știți, când ți-l dă un frate și o soră, nu poți să spui că nu vrei să-l iei, că se supără pe tine. Și mai ales știți că găsesc exact momentul acela când e ziua copilului dumneavoastră. Și ți-l dă și te plicopsești cu el. Și după ce l-ai ceva vreme, îți dai seama că are niște caracteristici agnostice. Și încep să spui, dar ce se întâmplă cu el? No, eu de fiecare dată când încerc să-i dau de mâncare, trebuie să-i dau mâncare repede, că dacă mai pun mâna pe mâncare, m-o pișca de câteva ori de bână. Și nu știam cum să-i zic așa, ca un credincios, știți, ca un păstor. Cum să-i spun? Bine ai făcut? Celălalt care l-am văzut așa, i-am spus eu că îl cheamă Jordan, dar e așa de mic, este chiar contrar, ăla nu se supără. Dar ăsta te-ar mânca, cu toate că e doar atâta. Asta este imaginea pe care Moise vrea să ne inducă nouă în această seară. Că eu și dumneavoastră trebuie să protejăm cuvintele lui Dumnezeu. Să le păzim, să le împlinim, dar să și le protejăm. Fraților, dacă suntem pasionați de această carte, Sfânta Scriptură, voi proteja această carte, voi iubi cartea aceasta. Știți că dacă iubești pe cineva, îți pare, porți de grijă, îngrijești de lucrul acesta. Și oricine vine împotriva acestor cuvinte, vine împotriva ta. Sunt unii oameni care spune, mă, mie nu mi-e rușine de Evanghelie, dar dacă te întreabă cineva, știți cum zic așa, în felul acesta. Sper că nu ești unul
așa îngust la minte. Și, sau, tu ce crezi despre asta? Și el zice așa, eu n-am interpretarea asta. Eu am altă interpretare. De ce, de ce fac, sau de ce facem lucrul acesta? Ca să nu se supere, știți, te gândești, bă, ce zice fratele? Ce zice sora? Frați și surori, de ce oare nu întrebăm ce zice Dumnezeu? Cum se simte Dumnezeu? Cel care îți dă viață și sănătate în fiecare dimineață, te-a trezit în fiecare dimineață și pe mine și pe dumneavoastră. Mi-a dat harul să merg și să umblu și să fiu pe picioarele acestea, e harul lui Dumnezeu. Și, dar ne este teamă de cei ce zic sau ce zic ceilalți lângă noi și vedeți și spune, măi, dar am o altă interpretare, nu sunt așa de îngust la minte. Și știți ce zice Moise? Protejați mesajul acesta. Interesante cuvinte să le spui următoarei generații. Dragii mei, trebuie să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să protejezi cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă versetul 3, spune să învățăm din greșelile altora sau din greșelile părinților. Uitați-vă la versetul 3. Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal Peor. Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit în mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal Peor. Spune, ați văzut cu ochii voștri. Era un lucru care știau, nu era ceva care să mai adauge. Este ca și cum vă spune eu în această seară, știți că la dumneavoastră în biserică, vineri și sâmbătă, a fost o întâlnire aici de tineret și cei care au fost aici știu că a fost întâlnirea aceasta. Nu trebuie să o mai spun, să o mai enunț. La fel și Moise spune, vă aduceți aminte de Baal Peor. Și poate unii dintre dumneavoastră nu vă aduceți aminte și m-am gândit să vă aduc eu aminte. Că lucrul acesta îl găsim în numeri 25, când oamenii lui Dumnezeu erau în pustie, locuiau în Sitim și erau foarte aproape de Moab. Ei au venit lângă această comunitate mică, pe nume Peor, și acolo bărbații israeliți s-au uitat și au văzut niște fete frumoase. Și ce credeți că au urmat? S-au îndrăgostit de ele. Și eu sper că cei care au fost băieții noștri aici aseară să se fi îndrăgostit de câteva din fetele noastre de aici, nu din afară, nu de la Peor. Și când au văzut fetele acestea frumoase, s-au îndrăgostit și au început să lase toate obiceiurile lor. Eu cred că ăștia au fost români. De ce credeți că au fost români? Eu vă spun de ce crede. Că au ascultat în totalitate cum l-a zis nevasta. Pentru că spune așa, ei au stat de vorbă, au comunicat, au vorbit frumos și ele au zis, măi, ne simțim, e fain aici la voi, dar ne lipsește Dumnezeu străin. Și uite, la noi este obiceiul acesta, că atunci când avem relațiile acestea extraconjugale, sexuale, sau cum vreți dumneavoastră să le numiți, noi facem și o închinare la Baal. Ce ziceți? Și ce credeți că au făcut bărbații noștri români? Happy wife, happy life. Nu vrei să fie soția fericită? Dai din cap și tu. Și uite că au făcut, au dat din cap. Ca și activitate, au făcut lucrul acesta și au știut foarte bine că este un lucru greșit, să se închine altor Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Numărul 25:9. Spune, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Vedeți, când oamenii aceștia auzeau de Baal Peor, i-a apucat groaza. Pentru că din cei 25.000, cu siguranță au fost unii care erau frați, care erau unchi, care în ziua aceea au pierit. Au fost unii care și-aduceau aminte cum totul s-a schimbat în ziua aceea. Stai departe, asta le spune Moise, stai departe de acest păcat, pentru că acest păcat te va duce la alt păcat. Nu știu cum, dar știți cum sunt cu păcatele? Sunt ca lanțurile legate. Unul te leagă de altul și de altul și de altul și ajungi la un moment dat să nu-ți dai seama cum te-ai depărtat-o de Dumnezeu. De 42 de ori găsim în Scriptură, spune așa, că binecuvântarea este condiționată de ascultare. Te voi binecuvânta, dar trebuie să asculți. Așa că Moise le aduce aminte că acest păcat duce la o închinare străină și Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Și aș spune, frate, s-a bine, dar la noi nu se întâmplă așa. E? De câte ori n-ai văzut și trăim într-o lume în care, uitați-vă, este redefinită căsătoria astăzi.
Căsătoria este redefinită, familia este redefinită, genurile astăzi poți să alegi ce vrei să fii și Doamne ferește să fie ca copiii noștri să aleagă ce vor să fie. Frați și surori, datorită acestor lucruri, am văzut mulți oameni care s-au oprit la închinare să nu mai vină. Am văzut să căsătoresc cu cine nu trebuie și nu mai vin la biserică pentru că nu mai vrea ea sau nu mai vrea el. Și la un moment dat așa, pas cu pas, se depărtează de Dumnezeu. Am văzut oameni crescuți în biserică, care au fost crescuți în bisericile noastre și astăzi nu mai sunt aici. Așa că niciodată să nu spui că la mine nu se poate întâmpla sau cu mine nu se poate întâmpla, dar aduceți-vă aminte de Baal Peor, să spune Moise, pentru că primul lucru te va duce la următorul. Interesante lucruri să le spui următoarei generații. Și ultimul lucru în seara asta, rămâneți alipiți de Domnul, versetul 4. Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți astăzi, cum sunteți? Vii. Eu vreau să fiu viu. Dumneavoastră vreți să fiți vii? Aleluia! Dacă vrei să fii viu, uitați ce trebuie să faci. Iar voi, care v-ați alipit de Domnul? Cuvântul acesta, alipi, înseamnă a se alătura. Literal înseamnă a adera, asta înseamnă. Este ca și cum ai lipi fără să se desfacă. Moise spune, lipiți-vă de cuvintele mele, nu te depărta și nu cădea de la ele și vei avea viață. Asta este provocarea într-o lume ca aceasta noastră, în care te provoacă tot mai mult să te depărtezi de Dumnezeu. Frați și surori, dacă vrei, că interesant, cuvântul acesta viu înseamnă nu doar viață fizică, ci este cuvântul pentru o plantă care crește și înflorește. Și spune, dacă vreți să înfloriți și să creșteți, alipiți-vă de Dumnezeu. Cineva a spus că dușmanul nostru numărul unu este Satan și vrea să ne aducă aminte ceea ce ar trebui să uităm și ne face să uităm ce ar trebui să ne aducem aminte. Așa este. Asta e tactica lui și a fost. Totdeauna îți va aduce aminte păcatele pe care le-ai făcut. Și totdeauna ți le aduce minte și le mesteci și le mesteci. Și îți va veni cu gândul acesta, te poate iubi pe tine Dumnezeu? Poate Dumnezeu să mă ierte, să te mai ierte pe tine? Și Scriptura spune altfel, tot ce este drept, tot ce este curat, aceea să vă însuflețească. Și lucrurile acestea care ar trebui să le uităm, nu le uităm și uităm poruncile lui Dumnezeu. Așa că vă întreb în această seară, eu împreună cu dumneavoastră, cum stăm cu imperativele acestea? Cum stai cu ascultarea? Ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu? Alegi doar ce îți place? Fii sincer. Adaugi? Scoți? Ce faci în relația cu alți oameni? Ești gata să renunți la Dumnezeu, să nu se supără pe tine? Ești tu alipit de Domnul? Dacă vei face aceste lucruri, Biblia spune, vei înflori dacă te vei alipi de Dumnezeu. În anul 1980, oamenii de știință au știut că se va întâmpla ceva foarte grav în această parte a Statele Unite, Portland, 70 de kilometri de Portland, lângă muntele, se numește muntele St. Helen. Și acolo era un vulcan. Oamenii de știință care se ocupă cu vulcanii, se numește această știință vulcanologia. Am zis, n-am știut că noi nu avem vulcan, slavă Domnului, și am citit despre știința aceasta. Și ei spuneau că se va întâmpla ceva în 1980. Au început să detecteze și au început să vorbească cu toți din toate autoritățile și au spus, trebuie să scoateți toată populația care locuiește la poalele muntelui, pentru că dacă nu, o să moară toți care sunt acolo. Au început să evacueze unul câte unul, numai că știți că de fiecare dată este unul care nu vrea să asculte. Numele lui este Henry R. Truman. Să nu-l confundați cu președintele Americii, pentru că ăla se numea Henry S. Truman. El a fost președintele Americii al 33-lea președinte, 1945-1953. Henry R. Truman era unul dintre aceștia care a vrut și toată viața nu a vrut să asculte de nimeni.
Este, era la a treia căsătorie și era în vremea aceea, 1980, când nu puteai să bei în statul Oregon. Trebuia să te duci în următorul stat și el, asta era business-ul lui. Se ducea cu tracul lui la băutură și dădea la prietenii lui, bineînțeles, la un preț care să-i convină și lui. Și nu știu cum se întâmplă, dar de obicei oamenii ăștia care gustă câte un pic, așa îi numim noi, care gustă câte un pic, au și o vorbă la ei. Știți, au vorbă la ei. Și au zis, eu nu plec. Oamenii aceștia de știință nu știu nimic. Eu de 50 de ani stau aici. Niciodată n-a erupt vulcanul. Cine sunt ăștia cu pletele? Că erau cu părul mare, așa erau atunci, în 1980, erau atunci oameni de știință, purtau plete. Și zice, cine sunt ăștia cu pletele? Ne învață pe noi cum trebuie să ne trăim viața. Zice, muntele St. Helens este Truman și Truman este muntele. Cum nici muntele nu se mută, nici eu n-am să mă mut, spunea el. Bineînțeles că a venit televiziunea. Și a început Truman al nostru să fie unul dintre cei mai vizați oameni. A venit New York Times, ziarele au început să scrie. Și au început să dovedească Truman că el este un om curajos, că nu-l interesează. Zice, el avea 20 de pisici. No, și zicea, eu și cu pisicele mele o să facem față vulcanului care va veni. Și spune, numai cu forța mă puteți scoate, pentru că acest munte este al meu și va rămâne al meu. Toți au plecat în 1980, Henry Truman, el a încercat să mai atragă atenția și mai mult. Și națiunea a fost captivată de el. Chiar a convins pe unii să rămână lângă el. În 17 mai, autoritățile au încercat încă o dată, au mers acolo și au zis, Henry, trebuie să pleci. El a spus, nu plec. Următoarea dimineață, 18, muntele St. Helens a erupt, vulcanul acesta, și a fost cea mai mare explozie din Statele Unite din istoria ei. 200 de case au fost distruse, 47 de poduri, 300 de kilometri au fost distruși în câteva clipe. Ce s-a întâmplat? Presupun, și ei, oamenii de știință, presupun că la 8:30 Henry Truman era singur, n-a știut ce l-a lovit și se pare că a murit într-o secundă. Un articol scris de această revistă despre știință, au scris articolul acesta, se numește Henry versus Vulcanul. Și au spus că din punct de vedere științific, aerul la cald a călătorit cu 600 de kilometri pe oră. Și l-a lovit pe Harry fără să-ți dea seama, mai puțin de o secundă. A murit așa de repede încât nu a simțit durere. A murit așa, cum numesc doctorii, heat shock îl numesc. Fie că s-a evaporat instant, fie că trupul s-a întărit în cenușă, acum trupul lui și inima lui sunt lângă St. Helens, ziceau ei. Am putea să spunem în această seară că noi nu avem un Henry. Și eu vreau să vă spun că sunt mulți Henry și la noi astăzi. Că orice le-ai spune, frați și surori, va veni o vreme când lumea aceasta se va încheia. Va fi un sfârșit. Și în dimineața asta noi am luat cina la Sighișoara și am vorbit despre cina, acea cină în care vom sta la masa împăratului. Și vor fi mulți care vor spune... Nu. Dragii mei, ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să asculți poruncile lui Dumnezeu. Ca să fii copilul lui Dumnezeu și să trăiești cum vrea Dumnezeu, trebuie să păzești poruncile lui Dumnezeu. Și trebuie să îl faci pe Dumnezeu de cunoscut. Așa că vă invit în această seară să medităm la cuvintele acestea. Care sunt lucrurile care mă opresc pe mine să-L urmez pe Dumnezeu? Frați și surori, înainte să arăt cu degetul la Harry, nu așa că și noi de multe ori am fost încăpățânați? Și am zis nu. Și viața, știți că te duce în unele momente ale vieții și îți dai seama că ai greșit. Și ăla e harul lui Dumnezeu, că ți-a dat harul să te mai pocăiești, să te mai întorci. Cum stai cu ascultarea de Dumnezeu? Ești tu un ascultător de Dumnezeu, așa cum vrea Domnul? Păzești tu poruncile lui Dumnezeu? Mă rog ca Domnul să ne ajute să împlinim cuvintele acestea. Amin. Să mulțumim Domnului.
Doamne, ne închinăm înaintea măreției Tale și Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care este adevărul. Mulțumim că legile și poruncile Tale sunt esența caracterului Tău dumnezeiesc și ne le-ai dat spre binele nostru. Ne le-ai dat ca să trăim fericiți și să fim binecuvântați. Ajută-ne să ascultăm de poruncile Tale. Ajută-ne să le împlinim în viața noastră și să le protejăm, să le păzim și în tot ceea ce facem să rămânem fideli planului Tău de mântuire. Binecuvintează cuvântul Tău în inimile noastre. Și plecând din locul acesta, vrem să medităm în continuare la profunzimea adevărurilor care ne vorbesc despre felul Tău de a fi cu noi. Îți mulțumim că ne vrei binele. De aceea Te rugăm să ne facem plinitori ai cuvântului Tău, nu doar ascultători. Lasă harul Tău peste robul Tău și peste fiecare dintre noi. Și ia-ne în stăpânirea Ta. Ne încredințăm în mâna Ta și vrem ca numele Tău să fie slăvit. Al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul, să ne ajute să păzim cuvântul Lui. Amin.